Am venit special pentru niște papagali, niște papagali verzi. Eu am rămas surprins că știam că papagalii în general nu sunt adaptați condițiilor noastre de iarnă. Micul Alexandru, așa se numește popular specia de papagal din Parcul Tineretului. Provine din sudul Asiei și din zona subsahariană, iar specialiștii cred că cel mai probabil pasărea a fost eliberată în natură de proprietar sau pur și simplu a scăpat. Poate rezista timp de mai multe săptămâni chiar la temperaturi de minus 15 grade Celsius. Eu vreo 7 am numărat. Eram aici, pe insula asta, în copacii ăștia. Și văd că au rezistat la iarnă, s-au adaptat. Trebuie și ele protejate, rațele. O minunăție când ies puii mici, când ies, cum au ieșit din găoace, au pornit pe lax. E o splendoare, uiți de toate dacă vezi o rată. Am văzut la un moment dat una cu 17 puișori și îi scoate pe lac, și așa în șir indian, și pe urmă vin pe margine așa și se alimentează cu tot felul de insecte. Cel mai mare parc ca întindere din București are o istorie captivantă. În trecut, zona era denumită Valea Plângerii. Octavian Udriște își amintește cum arăta acest loc în vremea copilăriei sale. Valea Plângerii a fost un mister pentru noi copiii. Tot felul de legende circulau despre ea, dar erau de groază, că umblă vietăți pe acolo, care nu e bine să te apropii. Am făcut liceul la Șincai. Noi de acolo ne urcam spre crematoriul Cenușa și ne uitam în acea vale care era o hădămlaștină cu stufi, stufăriși, cu tot felul de o faună foarte variată, păsări. De fapt era interesant. Șerpi se spunea că sunt. N-am văzut că mi-a fost frică să mă apropii. Ca într-un coz de deltă, neumblată, necălcată de om. Era și o trambulină de sărituri cu schiuri de lemn, nu prea înaltă. Iarna s-adunau pe versantul dinspre baltă, dinspre stufăriș, copii cu sănii, alții cu schiurile. Iarna era parcă mai sigur, mai puțin sălbatic. După ce a fost groapă de gunoi timp de 25 de ani, autoritățile decid să construiască aici un parc. Amenajarea de bază s-a realizat cu ajutorul tineretului, prin muncă patriotică. Aici era un lac. Dar mic, așa, l-au asanat, au făcut după aceea dragări din astea cu o serie întreagă de utilaje, da? Au făcut malurile astea, că nu erau, au făcut malurile astea așa frumos, au zidit, au plantat pom, da, și au făcut alei, da, cu mare inaugurare, cu mare tam-tam, a fost așa ca o surpriză. Nu mă așteptam, eu știind despre ce este vorba, că pe aici nici nu puteai să circul, aici era pur și simplu papură, trestie, stuf, o serie întreagă de chestii. Dar ți-era și frică pe aici să umbli. Parcul Tineretului este prietenos și cu cei care vor să facă mișcare. Locul este preferat chiar și de străini. Yeah, well, today's a lovely day. It's the middle of winter, but it's 15 degrees, so I decided to go for a run in my shorts. I think people are still looking at me. But where I come from, we don't mind the cold. South Africa. My wife's Romanian. I live it here. În zilele însorite, aleile parcului sunt aproape pline. Nu e totul perfect, dar parcul rămâne un loc de relaxare pentru toți cei care vor să fugă de nebunia orașului. Cam multe gropi, cel puțin când eram mică, mă cam deranja căruțul și acum văd că renovează trotuarele, să sperăm că e mai ok. Îmi place foarte mult aleea de sus.